Bună ziua, dragi elevi de clasa 9! Și astăzi vom activa virtual tot în domeniul sintaxei limbii române. Mă numesc Aliona Zgardan Crudu, sunt profesoară universitară, activez la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Subiectul lecției de astăzi este legătura prin coordonare. Pentru început, vă propun să studiem semantemul cuvântului coordonare sau sensurile lui. Primul sens este punerea în ordine a părților unui tot. Al doilea este un sens utilizat în gramatică. Este vorba de relație, de egalitate, stabilită în cadrul unui enunț, între cuvinte, construcții și propoziții, fără ca un element să depindă, din punct de vedere gramatical, de celălalt. Așadar, dacă examinăm fiecare sens în amănunte, observăm că primul sens conține elementele, numite seme, părți de sens, părți omogene, de același fel, ale unui tot. În al doilea sens, atestăm semele, egalitate, care înseamnă următorul lucru. Propozițiile nu depind, din punct de vedere gramatical, semantic, de altele sau una de alta. Este un semn pregnant și predominant pentru acest sens. Așadar, generalizând, putem spune, în cadrul coordonării, referitor la primul sens, avem elemente autonome, independente, egale oarecum, în ceea ce privește complexitatea, valoarea, importanța lor. În cadrul celui de-al doilea sens, care se referă la gramatică, la sintaxă, este vorba de relația stabilită între unități sintactice, propoziții, de aceeași importanță, care nu depind una de cealaltă. De exemplu, nu vreau nimic, nu cer nimic, doresc pace și liniște. Avem o frază formată prin coordonare. Propozițiile care o alcătuiesc sunt 1. Nu vreau nimic, conținut finit, clar. 2. Nu cer nimic, același lucru. 3. Doresc pace și liniște. În urmare, avem 3 propoziții în cadrul unei fraze care nu depind una de alta sau de o singură propoziție oarecare sau una de cealaltă reciproc. În al doilea caz, avem fraza te-am sunat, dar nu mi-ai răspuns. Este o frază formată prin coordonare, avem conjuncția dar, în primul caz era vorba despre juncțiune, alăturare cu ajutorul virgulei. În al doilea caz avem două propoziții, iarăși independente, principale, care comunică ceva clar, finit. 1. Te-am sunat. 2. Nu mi-ai răspuns. Deci, coordonarea, așa cum am zis, este o relație între elemente omogene, independente, și trebuie să știți că ea se realizează prin mai multe modalități. Prin juxtapunere, am zis mai sus de juxtapunere, am anticipat-o ușor, este vorba de alăturare, cu ajutorul virgulei, vine toamna, pleacă vara. Avem două propoziții coordonate, alepite sau alăturate sau combinate cu ajutorul virgulei. Avem de asemenea coordonare prin jonctive sau cu ajutorul conjuncțiilor. Pleacă toamna și vine iarna. Prima propoziție independentă principală este legată de a doua cu ajutorul conjuncției, care și ea este de altfel tot independentă principală, cu ajutorul conjuncției coordonatoare și. Și se mai realizează coordonarea prin numinarea juxtapunerii și a coordonării cu ajutorul conjuncțiilor. E primăvară, e verde, dar sunt tristă. Avem juncțiune între prima și a doua propoziție marcată prin virgulă și avem coordonare cu ajutorul conjuncției adversative dar în cazul propoziției a treia. Deci este vorba de combinarea juxtapunerii cu juncțiune. Respectiv, întrucât avem mai multe tipuri de coordonare, vorbim de conjuncții respective și coordonare care se clasifică în copulativă, disjunctivă, adversativă, conclusivă. Respectiv, conjuncțiile coordonatoare sunt și ele copulative, disjunctive, adversative și conclusive. Coordonarea copulativă implică un raport de asociere și se realizează cu ajutorul conjuncțiilor și, nici, și. De exemplu, el râde și plânge. Conjuncția coordonatoare copulativă este și. Deci avem un caz de coordonare copulativă. Coordonarea disjunctivă se realizează între propoziții care exprimă acțiuni sau stări opuse ce se exclud. Ele se leagă, respectiv propozițiile date, prin conjuncțiile ori sau fie. Exemplu, să plecăm sau să mai rămânem. Conjuncția disjunctivă care realizează coordonarea disjunctivă este sau în acest caz. Coordonarea adversativă implică propoziții care se opun una alteia fără să se excludă. Acestea se leagă prin conjuncțiile ci,
dar, iar, însă. De exemplu, trebuie să merg la bibliotecă, dar sunt obosită. Avem trei propoziții în frază. A treia este legată de a doua cu ajutorul conjuncției adversative, dar. Coordonarea conclusivă se realizează între propoziții, dintre care una arată o concluzie a stării, a acțiunii din cealaltă propoziție. În acest caz, conjuncțiile pe care le utilizăm sunt, sau locuțiunile respectiv, deci, așadar, prin urmare. Exemplu, te agiți, prin urmare, sau putem utiliza deci, sau așadar, ești vinovat. Coordonarea conclusivă, în acest caz, o realizăm cu ajutorul conjuncției deci sau a locuțiunii prin urmare. În calitate de elemente joncționale, menționez, atenție, coordonatoare și subordonatoare, pentru că ulterior vom studia subordonarea. Deci, în calitate de elemente joncționale, se utilizează conjuncții propriu-zise, care sunt coordonatoare, respectiv, și subordonatoare. Și, nici, ori, sau, ci, dar, iar, însă, deci, așadar. Locuțiuni conjuncționale, ci și, dar și, numai că, precum și, până când, cât timp, cu cât, fără să, sunt multe. Și cuvinte conjunctive. Aici avem două categorii morfologice, pronume și adverbe relative. Cuvinte conjunctive în limba română sunt pronumele care, cine, ce, adverbele unde, când, cum. Nota bene. Vă amintesc, coordonarea se realizează atât între propoziții principale, independente, cât și între propoziții subordonate de același fel, care au, în calitate de regentă, aceeași propoziție. Compară frazele. În timpul liber, citesc, ascult muzică, fac plimbări. Respectiv, dacă înveți mai mult și citești mai mult, cunoști mai multe lucruri. În primul caz, legătura era de coordonare, era o frază formată prin coordonare. În al doilea caz, am avut o frază formată prin subordonare. Generalizăm. Propozițiile din cadrul frazei formate prin coordonare sunt independente, deci nu depind una de alta. Legătura dintre ele se realizează prin joncțiune sau prin juxtapunere. Exemplu, citesc mult, particip la varie activități culturale și aceste lucruri îmi dau o satisfacție enormă, dar îmi iau o groază de timp. Avem propoziții independente, principale, care comunică lucruri clare, finite. 1. Citesc mult. 2. Merg la varie activități culturale. Aceste lucruri îmi dau o satisfacție enormă. 4. Aceste lucruri îmi iau o groază de timp. Observăm că nu e nevoie să punem întrebări pentru aceste propoziții de la altele ca să ne fie clară informația pe care o redau. La finalul lecției, vă îndemn să aveți grijă de corectitudinea comunicării, de structura lexicală și sintactică a comunicării. Cunoscând regulile de punctuație, cunoscând tipurile de legătură a propozițiilor în frază, vom vorbi corect, vom evita mai multe greșeli de exprimare, printre care anacolutum, calchierea sintactică, lipsa acordului, vom comunica eficient, interesant, vom fi auziți, înțeleși și acest lucru ne va fundamenta buna colaborare și înțelegerea între oameni. Să gândim în limba română, să vorbim și să scriem corect, vă îndemn să revedeți conținuturile studiate astăzi, să le conectați cu cele însușite anterior, ca astfel zi cu zi, oră cu oră, să ne fundamentăm competențele de comunicare și lingvistice foarte importante în viața de zi cu zi. Vă doresc o zi frumoasă în continuare!